În biroul afaceristului restaurator Karlov se dezlănțuia un scandal serios. Tatăl în vârstă al familiei a adunat pe cei doi fi pentru o treabă importantă. El i-a privit atent pe amândoi și a spus, Ilie, Stepan, iată de ce v-am adunat. Am îmbătrânit, am intrat în al șaptelea deceniu, toată viața am muncit și am dezvoltat afacerea mea, știți singuri cât de greu mi-a fost căci cândva eram un simplu bucătar într-o cantină municipală. Și chiar acea cafenea de răpânată, ți Țiverescu nu valorează nimic, când am cumpărat-o împreună cu mama voastră. Iar acum, în locul ei, se află restaurantul renumit Charlie, unde vin oameni atât de respectabili. Deci, copii, este timpul să mă retrag din afaceri, aș vrea să mai trăiesc puțin și pentru mine, ca toți oamenii, și bolile mă chinuie din ce în ce mai tare. Am stat mult pe gânduri cine dintre voi să pun la cârmă și iată ce am decis. Restaurantul va fi condus de tine, Ilie. Tu ești mai mare, ai o educație relevantă, iar prin firea ta ești calm și echilibrat. Iar tu, Stepan, vei învăța deocamdată totul de la fratele tău. Ești încă tânăr și nerăbdător, trebuie să te mai cuminți. Ca să fii ca mine, trebuie să ai capul rece. Fiul mai mare înțelegea gradul de responsabilitate și a răspuns: Mulțumesc pentru încredere, tată! Voi încerca să nu te dezamăgesc. Înțeleg cât de mult prețuiești restaurantul. Iar Stepan a izbucnit și a început să scandalizeze: Păi, desigur, că el e fiul de suflet, lui îi dai toate cărțile pe față, iar eu, așa, pe jumătate. Ei bine, tatăl meu! O să vedem noi cine e aici, cine și ce merită. Tânărul a ieșit din birou ca ars și s-a repezit la mașina sa scumpă, s-a urcat la volan, a sunat pe cineva și a început să se plângă. Uite-l pe bătrânul ăsta. I-a dat totul lui Iliuță, iar mie, nimic. Îi urăsc pe amândoi. Dacă ar fi fost mama în viață, nu m-ar fi lăsat în pace. Dar nimic, am să-i fac eu vieții lui Iliuță Orai. Ce afacerist ar fi el, când de mic a fost un nemernic? Ilie a luat toate documentele și facturile și a plecat la el acasă, să le studieze și să se familiarizeze. Iar tatăl, Eugen, a oftat greu, și-a turnat o cafea și-a băut un gât, savurând aroma aromată a băuturii. El încă nu se mai liniștise după cearta și tot se gândea, ce diferiți sunt copiii mei. Ilie a fost de mic calm, a învățat bine, îi asculta pe părinți, iar Stepan a fost întotdeauna un huligan, nimeni nu putea să-l țină în frâu. A învățat la întâmplare, iar acum, când diploma e la un pas, tot stă pe drumuri, risipind banii prin cluburi. Unde să-i las un restaurant unui astfel de dezordine? O să-i cheltuiască tot, o să-l trimită în lume. Nimic, o să se mai potolească Stepan. Poate că acesta va fi pentru el un stimulent, un semnal că e timpul să se apuce, în sfârșit, de treabă. Larisa l-a răsfățat și l-a compătimit prea mult în copilărie, iar eu ce să fac? Eu nu-i sunt tată, să-i dau o palmă. Iată că Stepan a scăpat de sub control, nu știe să spună nu la nimic și nu înțelege ce înseamnă responsabilitatea. Pe Iliu l-am ținut mereu un frâu. L-am supravegheat personal la școală și nu l-am răsfățat prea mult și bine am făcut, a crescut un băiat bun, cu minte. Cred că fiul meu nu va da greș și restaurantul va rămâne cel mai popular din oraș. Iliu a luat-o cu adevărat pe ține reală la muncă, a început să se implice activ în afaceri, să verifice personal achizițiile și rapoartele, dar îi lipsea tăria de caracter. Era, din fire, un om blând și echilibrat, îi înțelegea pe oameni, așa că conducea restaurantul din poziția de bunătate. Angajații au înțeles rapid asta și au început să se așeze pe gâtul lui. Se dădeau de o parte de la muncă și veneau mai târziu decât era programul, se îmbătau de tupeu și se leneveau. Dar astfel de libertăți erau rapid stopate de administratorul Boris. El era cel care menținea echilibrul în colectiv și nu iubea și nu ierta pe nimeni, în afară de el însuși instantaneu punea pe loc pe cei care se dădeau mari și urmărea cu strictețe ordinea. Așa că, în general, munca și veniturile restaurantului erau la același nivel. Iliu îi plăcea să se plimbe prin sală sau prin bucătărie și să observe cine și cum lucrează. I-a plăcut foarte mult o fată, spălătorea sa. Era foarte tânără, drăguță și atât de modestă. Îi aminti cumva noului director de Malvina din poveste. Ea nu vorbea niciodată degeaba, nu se ducea la țigară, uneori doar putea să stea jos și să se odihnească, să bea o ceașcă de ceai. Dar și pe ea Boris o antipa, ca pe toți, și o certa periodic pentru prevenire. Deși fata muncea corect, în principiu nu era la ce să se prindă. Administratorul a menționat doar cât într-o conversație, s-a angajat recent, o cheamă Tatiana. E puțin ciudată, nu spune nimic despre ea, tăce tot timpul, parcă nu e din lumea asta, dar măcar nu e leneșă și pe asta mulțumim. Într-o zi, Iliu a observat cu interes următoarea scenă. Tatiana îl întreba pe bucătar, spuneți-mi, care este cel mai scump și mai gustos fel de mâncare din meniul nostru? Acela s-a gândit, de exemplu, stridile japoneze în sos sau crabul din ca pe stil roman. Fata s-a gândit și a întrebat încă o dată, iar din desert, ce este cel mai gustos? Vă recomand tortul Santiago de ciocolată sau tartă cu căpșuni cu gem, degetele o să vă lingă. Te-ai hotărât să te răsfățești. Se pare că nici jumătate din salariu nu ți va ajunge să plătești. Trebuie să-mi fac o bucurie unei persoane foarte apropiate, este important pentru mine. Dacă iau tortul și stridiile, cât va costa? Bucătarul și-a frecat tâmplele și a răspuns, păi, sigur va ajunge la 9000. Fata a ezitând, pentru că pentru ea erau bani mari, dar apoi totuși a scos bannotele și a început să le numere. Ilie i-a părut atât de rău, încât s-a apropiat și a spus ferm, pune banii la loc, Tatiana. Consideră că aceasta este o primă de la unitatea noastră pentru o muncă bună. Așa că... Bucură-te și savurează. Tatiana aproape că a izbucnit în lacrimi, mulțumesc, domnule Ilie. Mulțumesc enorm, voi încerca și mai mult. Tatiana fericită a luat cu ea delicatesele și a început să se pregătească să plece acasă. Administratorul s-a încruntat și a exprimat nemulțumirea, greșiți, domnule Ilie. Cineva primește astfel de delicatese scumpe. Ea încă nu le-a câștigat, iar alții vor vedea, vor dori și ei. Unde se potrivește asta? Noul proprietar a aruncat doar o privire, adică o fiac, dar a decis să o urmărească pe Tatiana și să vadă cui va oferi astfel de delicatese. De ce? Nici el nu știa. Doar o fată atât de modestă și săracă nu se potrivea cu mâncărurile rafinate. Așa că a devenit teribil de interesant. Detectivul Ilie era așa și așa, așa că dacă Tatiana nu ar fi fost atât de grăbită, l-ar fi observat cu siguranță imediat. Dar ea a fugit aproape alergând, parcă se temea să nu întârzie undeva. Iar când s-a întors spre clădirea lugubra orfelinatului, Ilie a oftat. Acolo, în curte, pe o bancă, o aștepta un copil de cinci ani. Tatiana l-a îmbrățișat, a început să-i sărute obrajii și să plângă, să-l mângâie pe umerii slabi și să plângă. Copilul a alunecat și el spre ea, s-a lipit de ea, apoi a luat pachetul cu delicatese, i-a fluturat mâna și a intrat involuntar. Iar Tatiana a rămas să stea pe aceeași bancă și să plângă amar, nemai reținându-se în hohote. Ilie s-a așezat lângă ea și a întrebat încet: Îmi pare rău, este fratele sau fiul tău? Poate împărtășiți? Va fi mai ușor. Pe fața Tatiana ei era confuzie, îi era jenă că directorul restaurantului a văzut-o așa, domnule Ilie, și dumneavoastră cum sunteți aici. Numai să nu spuneți că ați trecut întâmplător pe lângă. Nu veți spune nimănui? Aș prefera să nu știe nimeni. Ilie a devenit serios, ei bine, poate, și nu întâmplător. Promit că nu voi spune nimănui dacă nu doriți. Tatiana și-a șters lacrimile și a început să povestească: Da, acesta este fiul meu, Alexei, iar eu mai am un Petru, gemeni sunt. Doar că Petru este bolnav acum, așa că nu ne-am văzut. Iar la băieții mei astăzi este ziua de naștere, săraci. Inima mi se sfâșie. Cum așa? La o mamă vie, copiii își sărbătoresc ziua de naștere la orfelinat. Iată că le-am adus delicatese, voiam să-i bucur măcar cu ceva. Dacă nu ar fi fost băieții mei, probabil că nu aș mai fi trăit. Nu mai am putere, mâinile-mi cad. Ilie a fost șocat, dar și-a adunat puterile și-a întrebat cu atenție, îmi pare rău, dar cum a ajuns așa? De ce sunt copiii tăi aici? Se pare că nu beți și nici măcar nu fumați. Tatiana a oftat. Am venit din sat în oraș acum opt ani, să mă înscriu la facultate. Mi s-a repartizat o cămin, am intrat la pedagogie. Visul meu era să lucrez la școală, ca mama. Am terminat primul an, am dat sesiunea cu succes, eram atât de fericită, viața îmi părea minunată și uimitoare. Apoi, la o zi de naștere, l-am cunoscut pe Marc, blestematul să fie. El este din familia bogată a malininilor probabil ați auzit. Părinții lui sunt proprietarii unei rețele mari de benzinării. Nici eu nu am observat cum m-am îndrăgostit de Marc până peste cap, ce să mai zic, mie, unei simple venită din provincie. El mi se părea un prinț din basme, mă curta atât de frumos, îmi dădea buchete de trandafiri. Toate fetele din cămin mi-au invidiat când venea după mine cu mașina lui scumpă și mi-au șoptit, Hai, Tatiana, nu te pierde! Nu rata un astfel de mire. Te căsătorești, e ca și cum ai câștiga la loterie. În general, nu am rezistat, și între noi a izbucnit o poveste de dragoste furtunoasă, cu toate consecințele care au urmat. Totul ca într-un serial ieftin. Am rămas însărcinată. Mă gândeam că Mark se va bucura că ne vom căsători. Dar nu a fost așa. Logodnicul meu s-a speriat și a fugit să le spună părinților totul. Atunci a început iadul meu. Tatăl lui, Veniamin Fedorovici, a început să mă terorizeze și să mă amenințe, cerea să fac imediat avort și să scap de copil. Îmi striga în față că sunt o sărmană și că am rămas însărcinată intenționat, ca să-l mărit pe fiul lui. Că trebuie doar o adresă în oraș și că visesc să trăiesc pe cheltuia la altora. În general, noi cu Mark ne-am certat definitiv când am refuzat să fac avort, dar toată familia lui mi-a jurat că nu-l vor recunoaște pe copil și să nu mă gândesc să-i șantajez cu asta. Și eu eram îngrozită când mi s-a spus la ecografie că va fi gemeni, la așa ceva nu eram pregătită deloc. La universitate a trebuit să iau o pauză academică și să mă duc la muncă, ca să strâng măcar puțin bani pentru naștere. Și din cămin m-au dat afară. Când au aflat de sarcină, mi-am închiriat o cameră la periferie. Mă gândeam că măcar părinții mei mă vor înțelege, mă vor sprijini, și mi se făcea atât de rău, dar de unde? Mama țipa că i-am adus rușine, iar tatăl meu m-a numit chiar curvă și m-a dat afară din casă. Așa mă chinuiesc de atunci singură singurică, nimănui nu-i sunt de folos. După naștere, cu banii era foarte greu, și cu bebelușii în brațe unde să mă angajez. Dar tot încercam să mă descurc pentru copii. Am cumpărat un apartament cu o cameră la marginea orașului cu fondul de maternitate, fără reparații, dar la un preț accesibil. Mă bucuram că aveam un loc al meu. Copiii mei erau surprinzător de liniștiți, deși erau băieți. Îi iubesc mai mult decât viața. Doar că cu bani era foarte greu. Încercam să fac referate și lucrări pentru studenți noaptea dar asta era doar pentru mâncare, nu era suficient pentru trai. Trebuia să cer haine pentru copiii mei de la voluntari, uneori vecinii îmi donau ceva. Dar nu asta era cel mai înfricoșător. Tocmai în acel moment, tatăl lui Mark a decis să-mi dea o lovitură, a îndeplinit promisiunea sa și mi-a trimis copiii la orfelinat. Ilie nu credea. Cum? Pentru ce? De obicei, Copiii sunt luați de la orice scursură, de exemplu, de la alcoolice sau de la drogomani, dar tu nu te ocupai de astfel de lucruri, nu-i așa? Nu înțeleg nimic. Tatiana a oftat amar, păi, ești un om bogat, așa că ar trebui să știi că în vremea noastră banii și relațiile rezolvă totul. Într-o zi, am rugat-o pe vecină să aibă grijă de copii, iar eu am fugit la magazin, era tocmai o zi de reduceri m-am gândit să cumpăr produse mai ieftine. M-am dus și m-am întors acasă în aproximativ o oră. Coada era mare. Am ajuns acasă și am oftat. În apartament era totul dat peste cap, în jur era murdărie, țigări și undeva erau împrăștiate sticle goale de vin, iar serviciul de protecție a copilului își lua copii. Am început să stric, să fac scandal. Nu puteam să cred o asemenea absurditate dar cele două femei însoțite de poliție erau de neclintit. Îmi smulgeau copiii de viu și afirmau că au primit zvonuri regulate de la vecini că biau. Nu am grijă de copii, mai merg și noaptea prin oraș și îi las singuri. M-am repezit la vecină să infirm această prostie. Dar această bătrână rea parcă mă vedea pentru prima dată. Ea a confirmat totul și mi-au luat copii. Sunt deja un an în orfelinat. Și nu pot face nimic în privința asta. Doar bat pragurile tuturor instituțiilor. Plâng în fiecare zi, iar copii și ei. Când ne vedem, e și mai rău. Inima mi se rupe. Mai mult, Petru a răcit, iar eu nu știu cine și cum îl tratează acolo. Nu pot exprima în cuvinte durerea mea. Ilia a continuat să întrebe, dar de ce tatăl lui Marc a vrut să vă despartă de copii? Nu înțeleg deloc. Nu ați cerut pensie alimentară? Nu ați cerut bani de la ei? Tatiana a răspuns, el a decis să candideze la funcția de primar, iar trecutul întunecat al fiului său nu era deloc necesar. Eu eram ca un os în gât pentru ei, parcă aș putea să dau publicității ori când că fiul lui i-a abandonat pe cei doi copii. Și aș putea face de rușine, prin urmare. Le-aș scufunda toate speranțele pentru funcția de primar al orașului. Iar așa totul este cusut cu ața albă. Eu sunt o alcoolică și o curvă, iar copiii sunt necunoscuți și în orfelinat. Chiar dacă aș fi vrut să demonstrez ceva, cine mi-ar fi crezut? Așa că a trebuit să mă angajez la un restaurant ca spălător de vase, la capătul celălalt al orașului. Doar ca nimeni să nu știe nimic despre mine dar nici acolo nu a fost noroc. Acum, ce, mi-ați da afară? De ce aveți nevoie de o angajată cu o astfel de reputație? Ilie a clătinat din cap, încercând să digere tot ce a auzit, apoi a răspuns încet. Nu ar trebui să gândești așa, Tatiana, nu toți oamenii sunt ticăloși. Nu am de gând să te concediez, ba mai mult, voi încerca să te ajut să-ți recuperezi copiii este o nedreptate strigătoare ca o mamă și copii ei să trăiască despărțiți. Să știi că eu îți cred. Voi încerca să aflu totul. Nu te îngrijora și lucrează liniștită. Tatiana a oftat și l-a mulțumit directorului. Mulțumesc că mi-ați ascultat și ați crezut-o. Începusem să cred că întregul univers este împotriva mea. Din ziua aceea, Ilie și Tatiana au început să se întâlnească, ca prieteni el a aflat tot ce a putut despre tatăl copiilor. Și atunci l-a așteptat o altă surpriză. S-a dovedit a fi cel mai bun prieten al fratelui Vitrec, al lui Stepan. Ilie chiar l-a văzut pe acest marc de câteva ori, un ticălos în un fat, care se mâna cu un paun. Dar avea un limbaj ascuțit, care putea să încurce pe oricine. Ilie a încercat chiar să vorbească cu Stepan despre această problemă, frate, Ascultă, e o chestiune aici. Prietenul tău, Marc, se pare că e o mizerie rară. A părăsit-o pe Logodnica însărcinată, iar apoi, cu ajutorul tatălui său, a trimis copiii săraci în orfelinat. Ar trebui să vorbești cu el, să-l convingi, că nu e bine să despartă o mamă de copiii ei. Stepan doar a pufnit: Păi, ce mai, de ce aș strica viața celui mai bun prieten? Sunt treaba lui. Dacă a abandonat-o, înseamnă că a meritat. El nu mi-a spus niciodată nimic despre așa ceva, poate că această proastă a mințit cu vârf și îndesat și copiii nu-i sunt deloc ai lui. Fetele de azi sunt viclene. Abia așteaptă să pătrundă într-o familie bogată prin pat. Marc are deja o logodnică, Maria Tălțu, fiica directorului pieței. Iar restul nu mă privește. Ilie a fost dezamăgit. Dar a decis să nu renunțe și să abordeze problema din punct de vedere legal. A cerut ajutorul prietenului său, Anton, care tocmai terminase facultatea de drept și era cel mai bun student din an. Poate că împreună vor putea să găsească o soluție. Tânărul nici nu-și dădea seama de ce se simțea atât de atras de Tatiana. Era atras de ea ca un magnet. Acum mergea mai des la ea la spălătorie. Îi punea în buzunar bomboane de ciocolată pentru ceai, și chiar a mers cu ea de câteva ori la orfelinat, unde s-a întâlnit cu Petru și Alexei. Copiii s-au dovedit a fi atât de drăguți, deștepți, dar și foarte triști. Se lipiau de Tatiana ca de un magnet și o tot întrebau când o să ia de acolo. Alexei povestea: Mami, nu ne place aici. Vrem acasă. De ce nu putem veni la tine? Pe Petru îl iau un râs tot timpul din cauza ochelarilor. Eu nu-l las în pace. M-am bătut de două ori deja. Aici copiii sunt răi. Nu avem prieteni. Ridică-ne cât mai repede, te rog. Tatiana plângea, o mângâia pe copii și se vaita. Aș vrea să vă iau chiar acum, dar nu am voie. Un unghi rău ne-a despărțit, să fie blestemat. Voi, fiilor mei, nu vă pierdeți speranța. Cred că în curând vom fi împreună. Voi veni la voi la sfârșit de săptămână, ce să vă cumpăr, dragilor mei iepurași? Micii au răspuns trist, nu ne trebuie nicio jucărie și nici măcar bomboane, vrem acasă. Și au început să plângă din nou, mai tare ca înainte, iar Tatiana cu ei. Inima lui Ilie nu a mai rezistat la atâta emoție, a decis să intervină și a spus hotărât, așa, nu mai faceți drame. Petru, Alexei, ascultați aici. Vă promit că în curând mama vă va lua. Iar până atunci, Alexei, ești un băiat curajos, că protejezi pe fratele tău. Și, în general, dacă cineva vă mai atinge măcar cu un deget, spuneți-mi, eu mă voi ocupa. Așa să le transmiteți băieților. Micii s-au uitat, uimiți unul la altul, și au întrebat: Dar dumneavoastră cine sunteți? Prietenul mamei? Sau de la serviciu? Bărbatul a zâmbit și a răspuns, sunt prietenul mamei voastre, lucrăm împreună. Mă numesc Ilie. Așa că nu vă voi lăsa în necaz. Micii au exclamat, super! Mulțumim! Să încerce măcar acum să ne mai ia în râs. Pe drumul de întoarcere, Tatiana spunea, Vă mulțumesc, Ilie Evgenievici. Sunteți un om neobișnuit. Mă cam deznădăjduisem de oameni, dar se pare că mai există și oameni cinstiti și grijulii pe lume. Copiilor li s-au părut foarte bine la dumneavoastră, le lipsește foarte mult dragostea și protecția tatălui, dar, din păcate, cu asta nu se poate face nimic. Trebuie să le mint mereu că îi voi lua curând, dar, de fapt, nu știu deloc dacă îmi vor da copiii vreodată. Și asta e atât de înfricoșător. Ilii a răspuns cu entuziasm: Nu mai spuneți mie dumneavoastră. Nu sunt cu mult mai mare decât dumneavoastră. Suntem prieteni, nu? Atunci, prietenii vorbesc tu între ei? Niciodată să nu spuneți așa ceva, nu vă descurajați. Acum nu mai sunteți singură. Am contactat un avocat care a promis să găsească o soluție. Totul va fi bine doar credeți-mă. Ați înțeles? Tatiana s-a înroșit, inima îi bătea cu putere în piept și a răspuns încet, am înțeles. Vă cred pe dumneavoastră. Dar la serviciu sunteți directorul meu și vă voi numi doar dumneavoastră, bine. Ilie a oftat, vai, Tatiana, nu-ți este locul cu o cârpă în bucătărie. Ești o fată inteligentă, citită, Trebuie să te întorci la universitate, să termini și să lucrezi în meseria ta. Înțeleg că acum nu ai timp pentru asta, trebuie să salvezi copiii. Dar vom reveni la această conversație mai târziu. Tânăra era îndrăgostită de Ilie, îi plăcea atât de mult grija și atenția lui, simțea că îi place și că era reciproc. Dar după povestea cu Marc, se temea atât de mult să se mai ardă. La urma urmei, Ilie era, de asemenea, bogat, iar ea era săracă, ba chiar cu doi copii străini. Nu poate fi nimic între ei, niciodată. În timp ce Ilie încerca să o ajute pe Tatiana să-și recupereze copiii din orfelinat și să conducă restaurantul, Stepan își săpa o groapă fratelui său la fel de sârguincios. După acea conversație, el a ascultat imediat, a aflat totul și a descoperit că fratele său îi ajută pe această spălătoreasă de vase din restaurant. Nu era doar un material compromițător pentru Ilie, era o bombă. Stepan nu a ratat o astfel de oportunitate și a plecat imediat la casa tatălui său. Acesta tocmai stătea în birou și sorta dosare vechi cu documente. S-a uitat surprins la Stepan și a întrebat în mod obișnuit, bună, fiule, cât? Acela a întrebat: La ce te referi, tată? Ei bine, cum altfel, ai venit pentru bani. Ai cheltuit deja toți? Ce repede! Băiatul s-a încruntat, nu, deloc. Crezi că mă interesează doar banii? Am venit, între timp, să te avertizez de pericol. Tu te relaxezi și nu știi nimic. Ilie s-a încurcat cu o spălătoreasă de vase din restaurant, are o aventură cu ea. Iar ea este o fată neascultătoare, a făcut doi copii și aceia își trăiesc în orfelinat. Spun că îi place să bea și nu este împotriva faptului de a profita de proprietatea altcuiva. Așa că, vezi, tăticu, cum să nu se dărâme afacerea ta și să nu ajungă în mâinile acestei aventuriere? Fratele nu are timp să se gândească la afacerea acum iar când va intra în faliment, va aduce acest cu noi la noi acasă, să se cunoască și să locuiască. Eduard a rămas șocat, chiar și și-a scos ochelarii. Ce vorbești, Stepa? Ai decis să-l calumniezi intenționat pe Ilie din gelozie? Nu se poate ca fiul meu să se plimbe cu personalul, este o rușine. Și nu este așa de felul lui. Stepan s-a încruntat, decide singur, te-am avertizat deja tot restaurantul bârfește despre asta. Nu are sânge de afaceri, s-a dovedit a fi un moale, Ilie nostru. A văzut doar o femeie drăguță, ea l-a chemat cu degetul și el a plutit. În afaceri nu se poate așa. Trebuie să te gândești la afaceri și apoi să sari în paturi. Eduard s-a enervat, a lovit cu pumnul în masă, oprește-te să-ți murdărești fratele. O să vorbesc eu cu el. Stepan doar a oftat și a plecat, frecându-și mâinile cu bucurie. Era un manipulator excelent și a văzut imediat că tatăl său a înghițit momiala. A crezut totul și acum Ilie va avea necazuri. Toată lumea știa despre caracterul sever al șefului familiei. Edward s-a agitat și fără să stea pe gânduri, a plecat imediat la restaurant, a năvălit în biroul fiului său și a început imediat, bună, fiule. Mi-a dus o veste o vrabie pe coadă este adevărat că te încurci cu o spălătoreasă? Mai mult, cu o alcoolică, de la care i-au luat copii. Nu pot să cred asta. Spune că nu e așa. Ilie s-a supărat și a răspuns ferm, bună, tată. De fapt, asta este viața mea personală și nimeni nu are dreptul să se amestece în ea. Nici măcar tu. Da, îmi place Tatiana, ea nu este deloc alcoolică, a fost calumniată. Și copiii au fost luați ilegal. Și intenționez să o ajut să-i recupereze. Iar dacă aș fi decis să mă căsătoresc cu ea, asta e interzis? Sau spălătoria sa nu e om, după părerea ta? Măcar știi ce fel de persoană e. Judeci fără să te informezi. Evgenia a ieșit complet din fire și a început să strige, așadar, e adevărat ai căzut în dragoste cu această fată dubioasă cu un trecut îndoielnic. Ilie, la ce te gândești, în general? dă -o imediat afară și rezolvă -t. încetează să te învârți cu ea. Ești directorul restaurantului, fiul unui om de afaceri și nu-ți dezonora numele de familie. Altfel, te voi priva de această funcție și eu voi da restaurantului Stepan. Îți este clar? nu voi tolera așa ceva. Alege între mine sau această spălătoreasă. Decide imediat. Ilie a palit și și-a strâns pumnii. Pe era atât de supărător că tatăl său înjura pe Tatiana, a tăcut, s-a așezat la masă și a început să scrie ceva nervos, apoi a întins o foaie de hârtie și a strigat, cum vrei, tăticu. Cerere de demisie. Tu și Stepan ați înnebunit după banii. Nu vedeți nimic altceva în afară de ei și îi măsurați totul cu ei. Nu îndrăzni să-i spui minciun lui Tatiana. Nu o voi lăsa să fie jignită. Dar să știi că nu te mai vreau să te văd, nu ne potrivesc. Voi trăi și fără milioanele tale, am capul pe umeri. La revedere! Băiatul s-a îmbrăcat și a ieșit în fugă pe stradă, supărarea i sufletul. Cum a putut tatăl să facă așa? a vărsat un laian de noroi. S-a considerat un rege, vreau să-l execut, vreau să-mi iubesc iubita, vreau să-i dau jumătate din regat. Avea dreptate Tatiana, lumea asta a nebunit. Evgenii, în grabă, a concediat-o și pe Tatiana, pentru ca altora să nu le vină să se învârtă cu conducerea, și a mai și făcut-o de râs în fața tuturor. Fata mergea acasă plângând, când i-a sunat Ilie, știu totul iartă-mă, Tatiana. Tatăl a aflat totul și m-a concediat, și pe tine la fel. Fata mormăia printre lacrimi, mulțumesc, Ilie, ai ajutat cât ai putut. Acum am pierdut și slujba datorită ta. Cum de nu m-au insultat în fața tuturor? Mi-e atât de rău, nu mai am nicio putere. Nu vreau să mai trăiesc, m-au stigmatizat peste tot. De ce? Ilia a înțeles din glasul ei strident că ea e la limită, s-a speriat foarte tare și a strigat, Tatiana. Iubito, nu îndrăzni să faci nimic cu tine. Unde ești? Stai pe loc. Acum vin. Ilia a accelerat la maximum, căutând-o cu privirea pe Tatiana pe drum, dar ea nu era nicăieri. Apoi a năvălit la ea acasă, i-a menționat într-o conversație că locuiește acolo. A bătut mult la ușă, nimeni, apoi a apăsat pe mâner și aceasta s-a deschis. Băiatul, fără să-și scoată pantofii, a intrat și a început să strige, Tatiana! Unde ești? Tatiana! În dormitor, pe pat, zăcea Tatiana într-o stare semiconștientă, pe măsuța de noptieră erau împrăștiate cutii goale de medicamente, ea a băut toate cele pe care le-a găsit și o notă, îmi cer scuze, nu mai pot. Primul impuls al lui Ilie a fost să sune la ambulanță, dar s-a oprit imediat. Doar asta nu-i lipsea acum. O vor duce și la psihiatrie. A prins cu hotărâre fata și a tras-o în baie, a început să o forțeze să bea apă până când a început să vomite. Această tortură a durat mult, până când nu i-a spălat complet stomacul și femeia a venit în sfârșit în fire. O spăla ca pe o fetiță, îndepărtând cu grijă părul lung și dezordonat și șoptea. Ce-ai făcut? proastă. Iar copii? Tu ești mama lor. Ai nevoie de ei. Ai nevoie de mine. Mă auzi? O scutura și repeta mereu aceleași cuvinte, ca un automat. Ea s-a opus la început, dar apoi s-a înmuiat în brațele lui, l-a îmbrățișat și a început să plângă. Nu mai pot, înțelegi. Nu pot trăi fără feii mei și nu vreau oricum nu-i voi putea lua înapoi. Nu mai am nicio putere. Ilie o îmbrățișa cu bâlândețe, o legana ca pe un copil, o mângâia ca pe o fetiță pe păr și șoptea, știu, draga mea, știu cât ai trebuit să înduri, să trăiești cu durerea și insultele, așa că te-ai sfărâmat. Dar înainte erai singură, împotriva tuturor. Iar acum mai pe mine, înțelegi acum suntem împreună și nu voi lăsa pe nimeni să-ți facă rău. Totul e în spate, crede-mă. Te voi ajuta să-ți recuperezi copii, nu în ta, voi fi alături de tine, în pasă de bani și de părerea tatălui meu și a tuturor celorlalți. Tu ești cea mai bună pentru mine, pur și simplu crede-mă, bine. Și nu mai face niciodată așa. M-am speriat foarte tare. Nu te mai îngrijora de bani am bani suficienți pe cont și am capul pe umeri, voi găsi repede o slujbă. Cu educația mea mă vor lua la orice restaurant. Totul se va rezolva, draga mea, vezi tu. Tatiana s-a lipit de el, încrezătoare, ca un copil, și dădea din cap, iar sufletul ei s-a ușurat. Ea a șoptit, mulțumesc, Ilișa. Mai salvat, am fost la un pas să fac o greșeală ireparabilă, abia acum o înțeleg. Căci dacă mor, lui Petru și lui Alexei nu le va fi mai ușor. Cine se va ocupa de ei? Iartă-mă, te rog! Când ești lângă mine, îmi este ușor și liniștit, poate chiar totul se va rezolva. Ilie, cu ajutorul unui avocat, a elaborat un plan întreg a pus-o la colț pe vecina Tatiana I și aceasta a mărturisit că mărturia ei mincinoasă a fost cumpărată de tatăl lui Marc, așa că ea a mințit că femeia nu are grijă de copii. Vecina a fost amenințată cu răspundere penală, așa că în instanță a dat declarații adevărate. De asemenea, s-a luat în considerare și opinia copiilor. Petru și Alexei au început să plângă și să ceară să meargă acasă, spunând cât de mult îi iubește mama lor. Ilie a dat și el declarații și a caracterizat-o pe Tatiana ca fiind o angajată responsabilă, fără vicii. Cu eforturi comune, copiii au fost în sfârșit returnați mamei lor. Tatiana era fericită, ea nu se despărțea de și nici măcar o secundă, chiar și noaptea se trezea în transpirație rece și verifica dacă copiii sunt acolo. Îi tot visa în coșmaruri că este din nou singură și băieții ei sunt la orfelinat. Iliei îi vizita în fiecare zi, treptat între el și Tatiana a apărut nu doar o simplă simpatie sau dragoste, ci sentimente profunde, adevărate. Tipul era încântat de ce fel de gospodină și mamă era ea, în apartament era întotdeauna ordine, masa era pusă, copiii erau îngrijiți. Au început să trăiască împreună. Copiii se atașau de el, încercau să limite în toate și curând au început să-l numească pe Ilie tată. Prima dată a fost atât de neașteptat pentru el. Alexei a alergat la el și a spus atât de simplu: Tata, hai să mâncăm! Mama a copt plăcintă cu varză. Doar ea ne-a spus să ne spălăm pe mâini. În sufletul lui Ilie s-a făcut atât de cald, nici el nu se aștepta să poată iubi atât de mult acești copii. El l-a luat pe copil în brațe și a răspuns: Vin, fiule! Ce plăcut era să spui asta! S-a simțit important și necesar. Ilie nu stătea degeaba, s-a angajat în alt restaurant ca administrator, așa că acum își asigura familia. El a convins-o pe Tatiana să se reînscrie la universitate la secția fără frecvență și a aranjat-o, pe cunoștință, pentru început, ca bibliotecar la școală, să se obișnuiască. Familia trăia fericită. Nu aveau nevoie de bogăține măsurate pentru a fi fericiți. Seara se jucau cu copii sau se uitau la filme, în weekend se plimbau cu toții împreună cu bicicletele în parc. Se părea că toate necazurile și necazurile erau în urmă. Și totuși, Ilie își amintea de tatăl său, deși încă era supărat pe el. Stepan a devenit directorul restaurantului cu ușurință din partea tatălui său și imediat s-a simțit omnipotent nu lua deloc în considerare colectivul. Putea să concedieze în secunda 2 un bucătar experimentat sau un contabil cu experiență de mulți ani, să jignească fără niciun motiv. Iar cel mai important, în loc să dezvolte afacerea și să investească în ea, Stepa risipește banii care curgeau în buzunar cu o forță triplă. În doar trei luni, a reușit să falimenteze restaurantul. Tatăl său își trăgea capul și a regretat de o sută de ori decizia sa. În suflet, el știa că a fost nedrept, că a greșit să-și jignească fiul cel mare, dar era un om încăpățânat și a durat mult timp să se hotărască să facă primul pas spre împăcare. Deși aflase prin cunoștințe cum trăia Ilie. Dar când Stepan a început să se drogheze, iar tatăl său a observat asta, a înțeles că nu mai are timp de pierdut. L-a dat afară cu zgomot și a mers la Ilie să se împace. A aflat adresa de domiciliu a spălătoresei din înregistrări și a plecat. Se aștepta să vadă niște mahalale cu șobolani și alcoolici. Dar casa era nouă, a sunat la ușă și a așteptat cu inima bătând. În cele din urmă, ușa s-a deschis și pe prag au ieșit doi băieței identici, rozaci, și au spus în cor: Bună ziua! Eu sunt Alexei, iar eu sunt Petru. Iar pe dumneavoastră, cum vă cheamă? veniți la mama? Omul a rămas uluit, el uitase deja cum să comunice cu copiii, ai lui erau deja mari, așa că a întrebat serios, caut pe Ilie Karlov, locuiește el aici. Micii au strigat în cor, tată, vino aici, un fel de bunic a venit la tine. Eugen chiar a tresărit când pe prag a ieșit surprinsul Ilie și a întrebat, tată, ce faci aici? De ce ai venit? Dacă vrei să-mi citești morala, nu merită. Sunt absolut fericit cu Tatiana, avem o familie unită. Și nu-ți voi permite să te bagi în ea. Bătrânului om de afaceri a fost atât de rușine, atât de stânjenitor, am urmărit, Ei bine, tu asta, iartă-mă, fiule, am greșit, te-am jignit degeaba. Eu, din potrivă, am venit să mă împac. Mă lași în casă sau vom sta pe prag să vorbim? Din spatele umărului lui Ilie a ieșit Tatiana și a invitat prietenos. Ilie, ce faci? Îl ții pe tată pe prag? Vă rog, treceți, am tocmai coapte gogoși cu brânză, vom bea ceai acum. Alexei, Petru, haideți să-i arătați oaspetelui unde este baia, eu vă aștept în bucătărie. Eugen a mers să-și spele mâinile și a privit în jur cu atenție. În apartament era atât de curat, confortabil, mirosea prăjituri, iar copiii erau îngrijiți. Poate această Tatiana nu era o femeie atât de rea? Ea nu semăna deloc cu o alcoolică sau cu o femeie de moravuri ușoare. Tatiana era puțin nervoasă, se întreba de ce a venit de fapt tatăl lui Ilie. Oare vrea să-i despartă din nou? Se uită atât de insistent, nu și-a ochii de la ea, de parcă ar fi un exponat într-un muzeu. Toți s-au așezat la masă, atmosfera era puțin tensionată, Ilie era încă supărat pe tatăl său, așa că nu știa dacă să fie sincer cu el. Tatiana, la rândul ei, se tăcea mai mult, se temea pentru familia ei, iar doar necuvântătorii Alexei și Petru vorbeau neîncetat, și noi deja ultimul an mergem la grădiniță, în curând vom merge la clasa pregătitoare, iar apoi la școală. Și tata ne-a făcut recent leagăne în curte și le-a instalat, știți cât de sus zboară? Se vede chiar și cerul? Așa că tu ești bunicul nostru, Zenia? Da. De ce nu ai venit la noi mai devreme? Eugen se înroși și răspunse neîndemânatic, iar el însuși se gândea, ei bine, ce să facem? Ei îl numesc pe Ilie tata, îl iubesc ca pe un sânge, iar el pur și simplu strălucește se vede că este fericit. Iată un prost bătrân, de ce l-am jignit pe fiu atunci? Am defăimat-o pe mireasa lui? Cum să cer scuze acum? Pur și simplu jenant. Iar bebelușii sunt minunați, cum îi distinge doar Tatiana, cine este cine? Copiii au terminat de mâncat, iar Tatiana a spus, deci, copii, tatălui trebuie să-i vorbească cu bunicul, să nu-i stăm în cale să mergem să citim despre pirați din Caraibe pentru o vreme. Am rămas la ce ne-am oprit. Alexei s-a încântat. Îmi amintesc cum capitanul Jacques Sparau a luat o fată în captivitate. Interesant, ce se va întâmpla mai departe? Tatiana și copiii au plecat tactuos și au închis ușa din bucătărie. Acolo a apărut o pauză incomodă. Nici tatăl, nici fiul nu au îndrăznit să vorbească primul. Ilie nu a rezistat primul, a scos o sticlă de coniac din dulap, a deschis o a turnat în lingurițe mici, i-a întins una tatălui său cu cuvintele, ei bine, pentru pace. Să vorbim, tată? Ne trebuie amândoi acum. Au băut, au gustat lămâia, primul a început Eugen, iartă-mă, fiule. Sunt foarte vinovat față de tine și nu știu cum să cer iertare. La momentul respectiv, eram pur și simplu orbit de furie, știi caracterul meu exploziv. Stăpânul i-a prezentat totul lui Stepan, de parcă Tatiana ar fi fost ultima zăpăcitură și o escroacă, și încă doi copii în orfelinat. Mi-am imaginat imediat că vei risipiți toate veniturile restaurantului și ne vei trimite pe toți pe lume. L-am pus pe step ca să conducă afacerea, mi-a promis că se va pune pe treabă, dar unde este? Acest prost a ruinat totul, acum Charlie este pe punctul de faliment. Nu am bani nici măcar să plătesc salariul de al doilea lună. Mai mult, fratele tău Vitrex s-a drogat, iar asta este cel mai rău rău. L-am dat afară și din funcție și din casă. Mi-am regretat de o sută de ori că m-am comportat așa cu tine. Știi, chiar și azi, când mergeam la tine, mă temeam că voi vedea ceva rău, dar nu. Sunt pur și simplu încântat de tine și de Tatiana. Ești atât de bine, atât de confortabil. Copiii te numesc tată. Văd că ești fericit. Și mă mândresc că am crescut un fiu minunat, care s-a dovedit a fi mult mai înțelept decât tatăl său. Ilia a auzit în sfârșit cuvinte calde de la tata, nu a rezistat, l-a îmbrățișat strâns și a răspuns: Am fost cu adevărat foarte supărat pe tine, tată. Nu o voi nega. Și chiar am crezut că nu ne vom împăca niciodată. Da, am făcut o alegere a mea, o iubesc pe Tatiana cu tot sufletul meu și pe băieți. Am înțeles ce valorez singur, fără sprijinul și banii tăi. Acum nimic nu mă sperie. Și totuși, vreau să știi că mi-a fost dor de tine, mă întorceam mereu cu gândul la copilărie și la tinerețea fericită, îmi aminteam cum jucam monopoli cu tine cum mă învățai să conduc mașina, cum pescuiam hamsi la mare și ne-am ars. Te iubesc, tată, tu m-ai făcut ceea ce sunt. Și sunt fericit că ne-am împăcat din nou. Vino la noi mai des, dacă vrei. Ne vom bucura. Cu năzdrăvanii noștri nu te vei plictisi. Eugen a oftat, au mai băut o linguriță, iar el a continuat, fiule, întoarce-te la restaurant. Altfel va merge cu siguranță pe fund. Haide să ajutăm împreună copii, sorul meu să reziste? Promit că nu voi mai face niciodată așa ceva. Acest restaurant este al tău în întregime. Stepca nu se va mai atinge de el. Și dacă vreți, mutați-vă cu copii în conacul nostru. Acolo sunt două etaje, curtea este imensă, pentru copii e un paradis. Aici este cam înghesuit, dar nu insist. Cum vei decide tu? Așa va fi. Altfel mă chinui singur, ca un lup. Nu am cu cine să schimb o vorbă, așa de tare mă doare. Ilie a răspuns serios, la restaurant mă voi întoarce, îmi place această afacere și acum am mai lucrat și în altul. Am văzut câteva noutățuri, va trebui să le implementez și la noi. Iar cu privire la mutare, o să mă consult cu familia, singur nu pot lua astfel de decizii. Scuze. Apropo, unde este Stepka acum? Nu locuiește deloc acasă. Cum va face fără banii tăi? El în viața lui nu a lucrat o zi. Eugen a răspuns, nu știu și nu vreau să știu. Acest ticălos te-a pus atât de prost, te-a calumniat, ne-a certat pe noi, a aruncat toți banii. Să se ducă dracului și să trăiască cum vrea cât timp îl știu pe Stepka, el a fost mereu un nenorocit. Ilie s-a consultat cu Tatiana și copiii și totuși au decis să accepte oferta tatălui, într-o garsonieră mică, de fapt nu aveai unde să te învârți cu patru persoane. La început, Tatiana se simțea ca un pește afară din apă într-o casă atât de mare, se rușina, dar apoi s-a obișnuit și s-a adaptat. Și chiar și Eugen se purta foarte bine cu ea acum, o numea mereu gospodină, o lăuda pentru capodoperele ei culinare și ea se topea. Printre bogații locali, zvonurile s-au răspândit rapid că fiul cel mare al lui Karlov conduce din nou restaurantul, s-a căsătorit cu o spălătoreasă și crește copiii ei în casa tatălui său. Desigur, aceste zvonuri au ajuns și la Mark, căci era cel mai bun prieten al lui Stepka, iar acum acesta locuia la el în apartamentul gol, după ce se certase cu tatăl său. Tocmai prietenul viclean i-a sugerat lui Mark cum să se îmbogățească repede. Ascultă, Marc, dar la această gospodină ieși, copiii tăi. Așa că ce te pierzi? Spune că vrei să comunici cu ei. Drepturile tale fă -le cunoscute. Uimitul Mark și-a fluturat mâinile. De ce? Eu nu vreau asta. Unde sunt eu și unde sunt copiii? Nici măcar nu-mi imaginez ce să fac cu ei. Sebastian a zâmbit, prostule. Ea nu ți va da așa ușor, va începe să se lupte. Iar tu îi sugerează că dacă va plăti generos, vei renunța, iar dacă nu, vei continua să-i moară nervii. Marc și-a zgâriat tâmpla. El și prietenul său erau într-adevăr la fund, părinții lor în ultima vreme nu dădeau prea mulți bani bănuiau că ambii erau foarte dependenți de ceva, iar o nouă criză de abstinență necesita noi injecții de bani. Și el a fost de acord, a început să o aștepte pe Tatiana lângă locul de muncă, a aflat că acum lucrează la bibliotecă. Femeia s-a speriat foarte tare când l-a văzut pe Marc, s-a retras ca de la un fantomă și a șoptit, ce vrei? Când vei renunța deja la mine? Marc a zâmbit cu răutate, bună, Tatiana și tu ai fost o tânără vicleană. L-ai înșelat pe prostul Lilie. acum trăiești în lux. Iar eu aici mi-am dorit copii. Vreau să-i văd. Tatiana a palit și și-a pus mâna la inimă, ea a strigat, ce ai planificat? Mai întâi m-ai forțat să fac avort, apoi ai dat pe copiii mei naturali la orfelinat, iar acum dintr-o dată dragostea pentru ei ți-a răsărit. Nu cred. Ei bine, ce vrei de la mine? De ce ți-e nevoie de Petru și Alexei? Tu nici măcar nu-i cunoști. Renunța la mine, te rog, fi om. Mark, cu un glas slugarnic, a continuat, cum vrei, pot să dispar din nou. Dar doar va trebui să plătești. Și nu cer prea mult, doar un milion, și voi dispărea imediat nu sunt bani pentru un om atât de bogat ca Ilie tău? Iar dacă nu, voi obține drepturile mele prin instanță. O expertiză genetică va dovedi că sunt tatăl biologic al copiilor, așa că știi, îți voi strica nervii. Tatiana nu a rezistat și a scuipat în față. Ce mizerie ești, Malinin! Cum am putut să te iubesc vreodată? Bine, voi găsi acești bani, dar vei dispărea pentru totdeauna din viața mea. Marca a șuierat, îți dau două săptămâni. La aceeași oră, în același loc, ca să fie banii. Altfel îți voi transforma din nou viața în iad, nu în tana asta. Tatiana a venit acasă de nerecunoscut, încerca să pretindă că totul este în regulă, dar socrul ei a observat imediat tristețea și ochii ei plini de lacrimi, ea semăna cu o umbră. El a început să o întrebe cu grijă, Tatiana, ce s-a întâmplat? Doar nu-mi spune că totul este bine. Văd că nu ai față. Te-ai certat cu Ilie. Așa că nu e nimic, împăcați -vă. Femeia nu a rezistat, a oftat și a spus totul, trebuia să se descarce. La sfârșit a adăugat, mi atât de frică. Marc și tatălui mi-au distrus viața și copiilor. Nu-mi pot imagina de unde să iau aci bani pentru a-i plăti. Altfel nu va renunța. Îl cunosc. Bărbatul de afaceri în vârstă și-a strâns pumnii și-a răspuns, ce nenorocit. Nu degeaba e prietenul lui Stepan. Nu plânge, te rog. Acum ești singură, dar acum suntem o familie. Și nimeni nu te va lăsa pe tine și copiii în pace. Când se va întoarce Ilia acasă, Vom discuta la un consiliu de familie cum să-l pedepsim pe acest ticălos. Ilie, când a aflat aceste știri, a intrat în furie, ce nemernic. Ți-a supus atâta suferință, ai trăit un an în despărțire de copii, iar acum nu-i mai ajunge? Nu, acum nu voi lăsa asta așa. Mă duc imediat și-i dau o lecție. O să-i zdrobesc coastele. O să-l scot din minți. Tatiana s-a speriat, dragul meu, nu, te rog. Ce-ar fi dacă ți se va întâmpla ceva? Nu aș putea suporta asta. Mai bine să-i dăm banii, să renunțe. Mi-e atât de frică. Atunci a intervenit socrul ei și a început să explice, nu va renunța, nu înțelegi. Dacă îi dăm odată bani, ne va mulce tot timpul. Iar pe copii, desigur, nu-i pasă. Iată ce propun. Ilie să-i adopte oficial pe copii, să-i treacă pe numele lui și să le dea numele lui. Așa că, Mark, nu va avea nicio pretenție asupra lor. Asta e primul lucru. Iar al doilea, tu să-i aduci un pachet cu bani falși și să-l scoți la mărturisire, iar eu voi conecta operativii, ei vor fi în apropiere. Nu-ți face griji, băieții îl vor speria atât de tare, poate chiar îl vor băga la închisoare și imediat va uita de planul său de a-ți strica viața. Iar până atunci, tu să nu mai ești singură pe stradă, doar cu mașina și cu șoferul. De precauție. Copiii să stea și ei acasă, eu voi avea grijă de ei. Nu-i nimic, și pe alții i-au pus la punct. Două săptămâni au trecut în neliniște, Ilia a adoptat oficial copiii, care deja îl considerau tatăl lor. Tatiana era foarte nervoasă, socrul ei o învăța cum să poarte o conversație cu Mark pentru a-l face să mărturisească totul. Și a venit ziua întâlnirii. În buzunar, Tatiana avea un dictafon, iar în pachet, pachete cu bani falși. Ea a ieșit din clădire la ora exactă 5 și se tot mișca din picior în picior lângă banca unde se întâlniseră ea și Marc ultima dată. Marc a întârziat cu 20 de minute, dar a venit. A văzut-o pe Tatiana, s-a încruntat mulțumit, bună. De ce ai adus banii? Bravo, Dai repede, că n-am timp. Dar Tatiana a strâns puternic pachetul la piept și a clătinat negativ din cap. Nu, Marc, așa nu se va întâmpla. Dar unde sunt garanțiile mele că te vei îndepărta de mine pentru totdeauna? Știu că tatăl tău și tu mi-ai luat atunci copii, ce să mă aștept data viitoare. Marca a izbucnit în râs ca un nebun, apoi a început să se distreze, nicio garanție, va trebui să-ți cred pe cuvânt. Tu însăți, proastă, ai decis să naști acești copii, așa că acum îndură. Și cum ai crezut? Tatăl meu este acum primarul orașului. Avem conexiuni peste tot. Nu ți-ar fi dat niciodată copiii înapoi dacă tatăl ar fi vrut așa, dar nu s-a băgat în asta. Nu vrea să-și murdărească reputația impecabilă. Și i-a trimis acolo, așa este. Nu știm ce să ne așteptăm de la tine, Tatiana? Ce-ar fi dacă te-ai fi uitat la milioanele noastre? Așa că vei trăi în frică până la sfârșitul zilelor tale, ai înțeles? Iar banii dă aici și voi dispărea, pentru o vreme. Până nu-i cheltuiesc toți iar dacă mă crezi sau nu, e treaba ta. Tatiana i-a aruncat pachetul cu bani la picioare, ia, înghitei, ticălosule. Cum poți să faci așa? Sunt doar copii, sunt mici, au nevoie de mama lor. Marca a fluturat cu mâna, hai să nu te dai cu lacrimi de crocodil, nu mă impresionezi cu asta. Trebuia să faci avort acum cinci ani, ca să nu tremuri apoi toată viața iar cu tine nu mă despart, ne vom mai vedea. El a început să se îndepărteze, când din tufișuri au ieșit niște tip musculoși și l-au prins rapid. Marca a strigat ca un nebun, cine sunteți voi? V-ați înnebunit? Știți măcar cine sunt eu. O să sunt tatăl meu și vă va îngropa pe toți. Dar unul dintre polițiști a răspuns, taci din gură și țineți limba în frâu așa și așa ai vorbit prea mult. Ați depășit cu totul, Malinini. Câte vieți ați stricat în oraș? Convorbirea voastră cu Tatiana este înregistrată, ați luat bani pentru șantaj, așa că avem toate motivele să vă închidem în arest preventiv pentru șantaj și șantaj. Tatiana a depus plângere împotriva voastră, așa că a trebuit să organizăm o întreagă operațiune. Așa că acum sunteți eroul zilei. Marco privia pe Tatiana cură și șoptea: Ah, tu, pui de găină! Te-ai bătut cu cine nu trebuia! Acum e sfârșitul tău! Tatăl tău te va transforma toți în praf. Eugen și Ilie Karlov au dat publicitate cazului în mod special, pentru ca Malinin să nu poată cumpăra tăcerea și să mușamalizeze cazul. După un astfel de scandal, desigur, el a zburat din scaunul de primar nu-i de mirare să iei copiii mamei sale. Și în serviciul de protecție a copilului au zburat capetele. Era deja timpul să îi îndepărtezi pe corupții și să faci o curățenie. Peste pan, tatăl său l-a salvat totuși și a ieșit sub control judiciar, dar imediat s-a aruncat în toate viciile, înecându și conștiința pierdută în alcool. Doar după ce Ilie a devenit tatăl oficial al copiilor, Tatiana a putut să respire parcă i s-a luat o piatră de pe inimă. Viața a început să se îmbunătățească din nou, așa au trecut încă șase luni. Băieții se pregăteau de școală cu toții, Ilie le-a cumpărat rucsacuri la modă și costume noi. Iată-le, primul clopoțel. La festivitatea școlară, Alexei și Pașa au recitat un lung poem despre școală, iar Tatiana aplauda și plângea, în sufletul ei se amestecau mândria, tandrețea și dragostea pentru copiii ei mici, nu-i venea să creadă că ei deja merg la școală. Iar acum abia de abia a fost primul dinte, primul pas. Ilie era lângă ea, îi susținea pe fi, îi lăuda, iar ei îl priveau cu atâta respect și adorație. Soțul a observat filozofic, iată că au plecat nepoții noștri în clasa întâi, au devenit atât de mari, curând vor începe alte probleme, lecții, fete, prima dragoste. M-am gândit, în societatea noastră masculină cumva lipsește o mică prințesă, la fel de albă ca mama și la fel de deșteaptă ca tata, nu crezi? Tatiana a râs și a răspuns pe furș la ureche, ca nimeni să nu audă, totul e în mâinile tale, Ilie Evgenievici. Aș fi foarte fericită să avem și o fetiță. În acea zi, toți membrii familiei s-au întors de la serviciu. Copiii făceau temele cu bunicul, care îi învăța să scadă pe mere, când dintr-o dată a sunat la ușă. Ciudat, cine ar putea fi la ora asta târzie? Când Tatiana a văzut pe pragul și Zinaida Petrovna, fosta soacră nerealizată, i s-a făcut rău, pur și simplu nu s-a putut abține. Doamne! Ce mai vrea familia voastră de la noi? Nu vreau să aud nimic. Cât mai puteți să mă hărțuiți. Femeia în vârstă a intrat totuși deși nu erau fericiți să o vadă. Arăta foarte supărată și deprimată, cu cercuri sub ochi, fața plină de riduri, de la fostul luciu nici urmă. Zinaida a oftat și a început conversația importantă pentru care a venit, Tatiana. Nu mă alunga, ascultă mai întâi, te rog. Ne-a pățit o nenorocire, Marc a căzut într-un accident groaznic, a supraviețuit cumva, a fost cusut la loc. Medicii au făcut tot ce au putut, dar acum va fi paralizat pe viață. S-a închis complet în sine, nu vorbește cu nimeni, nu vrea să mai trăiască. Tu mă înțelegi, ca mamă, eu sunt acum între cer și pământ, pentru că singurul meu fiu suferă. Iată ce am venit să te rog. Permite-i să vadă copiii, măcar pentru puțin timp. Poate atunci va vrea să trăiască? La urma urmei. Copiii sunt un stimulent atât de puternic pentru a supraviețui? Tatiana a tăcut mult timp, apoi a răspuns brusc, îmi pare rău pentru tine, ca om, dar nu-ți voi da copii. Spuneți că să vă înțeleg ca mamă? Înțeleg perfect, crede-mă, cât de înfricoșător este când fiul tău suferă, când îi este rău. Atunci de ce nu mi-ați vrut să mă înțelegeți și să mă acceptați ca mamă? Răspundeți! Mi-ați alungat la avort, apoi ați dat copiii, nepoții voștri, la orfelinat. Unde erau atunci sentimentele voastre materne? Toți vă gândeați doar la pielea voastră, la bani, iar pe nepoții lăsați de izbelici. Știți măcar ce am trecut în acel an? M-am îngrășat la 20 de ani. Am plâns zi și noapte. Căci soțul tău m-a făcut de râs, ca pe o mamă rătăcită și alcoolică. Așa că, toată familia, ați pierdut brusc toate sentimentele umane. Ei bine, răspundeți! De ce tăceți? Iar acum, când a venit nenorocirea în casă, v-ați amintit că aveți nepoți. Ce surpriză! Dar vă înșelați! Fiul vostru este un monstru! Da, da, l-ați crescut pe un monstru! Copiii lui nu erau necesari nici la sănătate, nici acum. Plecați! Nu pot să vă văd. Nu mai apăreți niciodată în viața mea, auziți, niciodată. Copiii mei au un tată minunat, pe nume Ilie. Și un bunic iubitor, Zenia. Iar voi nu aveți nepoți. I-ați încercat atât de mulți ani să-i ștergeți din viața și familia voastră. Ați reușit. Îmi pare rău, dar trebuie să plecați. Nu vă rețin. Bătrâna femeie a plecat, înghițind lacrimile. Ea se plimba pe stradă și înțelegea că această fată nefericită avea dreptate în toate. Câte răutăți i-au făcut. Așa ceva nu poate fi iertat. Ilie a reușit totuși să-și aducă fratele Vitreg pe calea cea bună. După acea tragedie cu Marc, când se îndreptau în stare de ebrietate prin orașul de noapte și s-au izbit de un stâlp de iluminat, stepa s-a schimbat mult. A acceptat să urmeze un curs de tratament într-o clinică închisă pentru tratarea dependenței de droguri, Ilie a plătit totul. Nu putea face altfel, căci era fratele său, chiar dacă vitreg și nepotrivit. Șeful familiei dorea să-și ajute Nora să scape de încă o piatră de pe gât și, într-o seară, la cină, a propus să facem un picnic în curte în weekend. Să prăjim frigărui și cârnați, legume la grătar. În timp ce afară sunt zilele încălzite. Aș vrea foarte mult, Tatiana, să inviți pe cineva să se alăture. Femeia s-a mirat, pe cine? Mă pierd în presupuneri? Omul de afaceri a răspuns serios, pe părinții tăi. Ai o familie puternică și fericită, iar noi nu ne cunoaștem? Nu e deloc bine. sună mama, invită-o în vizită. Să stăm la taifas, să ne povestim. Tatiana s-a îngălbenit, apoi a răspuns încet. Nu cred că e o idee bună. M-au dat afară când am venit însărcinată, au spus că i-am umilit și că nu mai sunt fiica lor. Poate așa, spuneți-mi? Mama îmi sună uneori, dar nu ridic telefonul. Nu o pot ierta, înțelegeți? Nu se poate să faci așa cu singurul tău copil, nu e uman. Tatiana a izbucnit brusc în plâns, i-au venit în minte amintirile cum țipa tatăl ei, cum a mers din nou noaptea târziu prin noroiul impenetrabil. Eugenia a clătinat din cap, da, într-adevăr, au exagerat. Sunt de acord. Dar nu toți suntem sfinți. Eu, de exemplu, la început am crezut că nu știi ce să faci cu tine, am pierdut aproape fiul, dar nu-i nimic, ne-am împăcat. Noi, oamenii, suntem făcuți să putem ierta. Împacăte cu mama ta, Tatiana, are dreptul să-și vadă nepoții. Oricine poate greși, trebuie să oferi și o a doua șansă. Cel puțin încearcă să remediezi relațiile. Gândește-te la cuvintele mele. Îți va fi mai ușor de la asta, vezi tu. Femeia s-a învârtit toată noaptea, nu putea să doarmă, gândindu-se la cuvintele socrului ei, și a decis totuși să încerce, a strâns curajul și-a sunat dimineața la numărul mamei sale. Inima ei bătea atât de tare în piept, ca nebună. Mama a ridicat receptorul instantaneu și abia nu a strigat. Tatiana, fica mea, ești tu? Nu arunca receptorul. De rog. Tatiana, soarele meu, cum ești? Iartă-mă, copila mea! Noi cu tata suntem atât de vinovați în fața ta! Femeia plângea, cât de plăcut era să audă glasul mamei ei natale, cât de mulți ani nu se văzuseră. Ea a spus, Mamă, sunt căsătorită, totul este bine cu mine! Te invit cu tata în vizită, în weekend soțul și socrul meu vor să vă cunoască și cu nepoții vă veți vedea. Ei bine, veți veni? Mama s-a încurcat și a izbucnit, noi, adică eu voi veni. Aștept. Dăm doar adresa. Și iată-o, întâlnirea mult așteptată. De îndată ce Tatiana a văzut-o pe mama ei îmbătrânită, cocoșată, ochii ei, atât de triști, în ei era o rugăminte de iertare, și toate nemulțumirile au zburat imediat, a fost doar dorința de a îmbrățișa o persoană dragă. Mama și fiica au plâns timp de jumătate de oră, îmbrățișându-se. Nu erau nevoie de cuvinte, nici de explicații. Două inimi însetate una de alta s-au întâlnit în sfârșit. Valentina a cerut iertare de la fiica ei, plângea, nu se putea sătura de nepoți, îi ținea în brațe și îi răsfăța cu cadouri. Aceștia erau bucuroși de sosirea bunicii, o întrebau despre tot și vorbeau neîncetat, împărtășindu-și succesele școlare. Iar apoi Tatiana cu mama ei au mai vorbit multă vreme pe inimă, căci în atât de mulți ani s-au întâmplat multe. Dar pe sufletul ambelor li s-a făcut atât de ușor și bine, au convenit să se vadă mai des și să fie mereu în legătură. La masa mare din foișor se distra acum toată familia mare a Carlovici, de la mic la mare. Și fiecare membru al familiei era important și necesar, oare asta nu este fericire?